E noapte din nou, Moldova, sunt Viorel Pahomi, bine v-am regăsit. Am revenit după o scurtă pauză cu un subiect pe care îmi doresc de multă vreme să-l discutăm. Casele de cultură. Aceste instituții lăsate moștenire de Uniunea Sovietică s-au transformat între timp în ce vrei. Disco-baruri, magazine cu produse alimentare sau de uz casnic, locuri de întâlnire ale consumatorilor de droguri sau, în cel mai bun caz, biblioteci. Casele de cultură din centrele raionale au supraviețuit cum au putut și, în afară de perioada electorală, când anume acolo se organizează întâlnirile cu alegătorii, autoritățile nu le acordă prea multă atenție. Întâmplător sau nu, felul în care ne poziționăm față de casele de cultură este același ca și față de artiști, profesori, autorități publice și așa mai departe, cu indiferență. Conceptul ăsta este unul cât se poate de nobil, doar că atitudinea noastră față de ele nu ne face deloc onoare. Până la urmă, suntem atât de lipsiți de cultură, ca să nu zic inculți, pentru că nu avem instituții culturale, sau nu avem instituții culturale pentru că nu avem nevoie de ele. Ce trebuie să fie o casă de cultură și de ce nu suntem în stare să le întreținem? Despre asta vreau să discutăm azi, împreună cu invitatul meu, expertul în politici culturale, Ghenadie Șonțu. Bună seara, Ghenadie, și bine ai venit! Bună seara! Începe noaptea de vreme. Reamintesc că dacă aveți ceva foarte important să ne comunicați, puteți să folosiți hashtag-ul Noaptea de Vreme pe Twitter. De asemenea, avem și o pagină de Facebook care tot Noaptea de Vreme se numește. Și Nadia Nazarkevici, extraordinar cât de bine te vedem, Nadia. Sper să te auzim la fel de bine. Bună seara, ne auzi? Bună seara și eu vă foarte bine. Ești în Franța, unde ești? La Paris, da. La Paris, merge bine internetul la Paris. Zic să începem, să discutăm. O să te întreb, Ghenadie, în primul rând, care este starea căminelor culturale la moment în Republică? Într-un cuvânt sau în două? În câte vrei. Dramatic. Avem un patrimoniu pe care nu putem estima la justa lui valoare, deoarece avem astăzi, la ziua curentă, peste 1232 de case de cultură, care le-am moștenit din Imperiul Sovietic, dar pe care nu le putem administra eficient. Circa 50%, adică 612 dintre ele, sunt într-o stare relativ bună, dar asta nu înseamnă că le administrăm eficient. Stare relativ bună, te referi adică la starea clădirii? Stare vedere că ele s-au păstrat, din punct de vedere fizic, cel mai mult sau mai puțin bine, într-o stare relativ bună, adică în care ai putea face careva activități culturale în ele. Însă 50% din ele sunt într-o stare care necesită reparații capitală. Aproximativ 100 sunt în stare de avarieră, vreo 10 au fost date în arendă și au dispărut, ca să spunem așa, și au pierdut statutul lor de casă de cultură. În rest, starea lor este degradantă deoarece nu avem un management eficient în ceea ce privește utilizarea lor funcțională. Deoarece la etapa când ele au fost gândite ideologic ca să promoveze o cultură în regiune, ele astăzi și-au pierdut funcționalitatea aceea, iar administratorii noi nu au abilitățile și capacitățile de a le da o nouă viață în noile condiții de piață, ca să spun așa. În 2011, în aprilie, dacă nu greșesc, chiar pe 8 aprilie 2011, Ministerul Culturii a lansat un fel de strategie de reabilitare a căminelor culturale din țară și de atunci nu s-a mai auzit mai nimic de... Da, la modul declarativ, în ultimii 20 de ani au fost vreo 3 încercări de a reglementa, de a crea un fel de cadru reglementator pentru activitatea caselor de cultură. Primul a fost imediat după independență 93 creat, apoi în 2006 a apărut unul, deoarece ele au fost trecute la balanța administrației publice locale. Iar deoarece era o încercare de a descentraliza actul cultural spre regiune, s-a făcut o încercare și un gest frumos de la administrația publică centrală să li se ofere în gestiunea administrației publice locale. Însă administratorii nu erau gata să facă față anumite provocări pentru a le întreține fizic, pentru a le gestiona și a avea activități în aceeași măsură care erau în perioada sovietică. Practic asta și este dilema descentralizării de la centrul spre regiune, deoarece în mare măsură produsul cultural era concentrat în Chișinău. 80% din produsul cultural este aici bazat. Iar în regiune sunt 60.000 de activități anual.
Și aceste 1200 de case încercau să fac față solicitării și serviciilor care să le oferă. Și acum se pare că casele de cultură, dacă tot au trecut în gestiunea autorităților locale, nu mai sunt o prioritate. Bineînțeles, fiindcă primarul sau consilierii din administrația publică locală nu întotdeauna găsesc cultura ca una dintre priorități, ca să spunem așa. De obicei, bugetele care sunt destinate pentru casele de cultură sunt redirecționate pentru soluționarea cărora probleme sociale sau repararea drumurilor și așa mai departe. Plus că administratorii sau managerii caselor de cultură, ei propriu-zis, nu cunosc foarte bine cadrul legal. Nu cunosc bugetul care este destinat caselor de cultură, el trebuie să meargă direct pe destinație. Ori, pentru casele de cultură avem aproximativ 300 de milioane de lei care, dacă ar fi gestionați eficient, am putea avea rezultate mult mai bune decât cele pe care le avem la ziua de azi. Am înțeles. Nadia, zi-ne, te rog, eu trebuie să recunosc că până azi credeam că casele de cultură este o chestie, un fel de moștenire de asta sovietică, mai sus și prin România, dar am aflat că există și în Franța asemenea gen de instituții. Zi-ne, te rog, care este rolul lor acolo și cum sunt menținute și ce se întâmplă în ele, de fapt? Da, trebuie să recunosc că aceasta a fost și reacția mea când am auzit Maison de la Culture du Japon, de exemplu, Casa Culturii Japoniei, și m-am gândit, uite, există case de cultură și aici. Casele de cultură au apărut aici prin anii 60, a fost o inițiativă a ministrului culturii de atunci, Andrei Malraux, treptat, adică prin anii 90 s-au transformat în semn național. Ce înseamnă semn național, adică o scenă națională? Este o casă de cultură, pentru că unele dintre ele și-au păstrat numele, care se axează pe crearea, producerea evenimentelor culturale, producții teatrale, muzică, dans, dar și ateliere pentru publicul tânăr. Pentru că un loc foarte important în cadrul acestor scene naționale îl ocupă publicul tânăr. Se organizează ateliere tematice pe vârstă, și aceste ateliere sunt în mare parte orientate spre publicul din zonă, din localitate, pentru că sunt activități de proximitate. Și sunt populare aceste cercuri, aceste case de cultură și aceste evenimente? Au public? Au public. Da, asta este foarte important, pentru că aici casele de cultură și-au targetat, știu foarte bine cine este publicul lor și organizează activități în funcție de aceasta. Este o măsură care este foarte importantă să se implementeze și la noi, nu doar să se reorganizeze o casă de cultură, dar să se vadă exact cine este publicul dintr-o anumită zonă, ce facem pentru el, ce activități culturale aducem. Da, au public. În acest moment în Franța sunt cam 70 de semn național, scene naționale de case de cultură de acest gen, dar au un program foarte variat și sunt foarte, foarte la zi în ceea ce privește proiectele culturale pregătite și prezentate publicului. Am înțeles. Uite că acolo se întâmplă lucrurile în felul ăsta. Cine crezi că este publicul nostru și dacă ar fi să avem aceste case de cultură, ce ar trebui să se întâmple acolo? În 2010, Centrul de Politici Culturale a elaborat un sondaj pentru a afla care sunt serviciile de bază pe care le oferă, cine sunt publicul, consumatorul serviciilor caselor de cultură. S-a dovedit că 60-70% consumatorii serviciilor culturale nu sunt adulții sau pensionari, cei care erau clienții potențiali ai sistemului sovietic, ci sunt tinerii sau adolescenții sau maxim până la 30-35 de ani, adică cei care au mai rămas încă în localitățile rurale. Deci, de iure, avem foarte bune obiective de a asigura acces populației la serviciile culturale și așa mai departe, dar de fapt, lipsa unei strategii pe termen lung a Ministerului Culturii față de casele de cultură. Scuză-mă că te întreb, asta e clar, dar vreau să încercăm să ne întrebăm de ce fel de evenimente ar avea oamenii nevoie. Da, deci în baza, ce ar trebui să se întâmple în aceste case de cultură? Deci în baza sondajului totodată s-a identificat și o serie de necesități care publicul le-ar solicita de la aceste care case de cultură. Majoritatea tinerilor, deoarece tinerii sunt clienții potențiali, ei ar fi dorit nu doar să aibă concerte populare sau muzică și dans popular în cinta casei de cultură, cât acces la internet sau, spre exemplu, să aibă niște activități cu utilizarea multimedia, poate chiar fi proiecții de film, pot fi careva concursuri internaționale, dar indiferent de aceasta, deci
ca ele să aibă o nouă fază, pentru a fi modernizate, ar fi bine ca centrele acestea de cultură să se transforme într-un fel de centru de servicii culturale pentru toate categoriile de vârstă, în dependență de acei consumatori care sunt identificați la nivel local, dar nu de la nivel central. Adică cei de la nivel local trebuie să fie cei care participativ decid ce produse și servicii culturale trebuie să fie elaborate în cadrul caselor de cultură și nu invers. Ori acele activități care sunt odată la două săptămâni sau odată pe lună nu sunt suficiente pentru a acoperi toate necesităților tinerilor sau adulților. Deoarece în aceste case de cultură ar putea fi făcute careva training-uri sau seminare de reprofesionalizare sau recalificare, s-ar putea fi elaborat careva dezbateri publice pe anumite teme, pot fi livrate careva servicii de consultanță pentru oamenii, ca să spunem așa, pentru femei sau diferite grupuri sociale care au anumite probleme. Sunt foarte multe modele care ar putea fi preluate. Păi iată, din Europa, la moment, pe exemplu, astea la momentele sunt folosite drept loc de întâlnire cu electoratul în campaniile electorale. Scuze-mă, să te întreb. Nadia, cum crezi, dacă e să excludem Chișinăul și Parisul, luăm Franța și Republica Moldova per general, cine este consumatorul de cultură moldovean în comparație cu consumatorul de cultură francez? Tu crezi că oamenii din localitățile, în afară de Chișinău, din localitățile Moldovei, au alte necesități vis-a-vis de o casă de cultură decât cei din Franța? Da, cred că au alte probleme, alte nevoi, dar în același timp asta nu exclude faptul că au nevoie și mare nevoie de a avea acces la cultură și la produsele culturale. Din momentul în care nu ai interacționat cu un produs cultural, nu știi dacă ai nevoie sau nu ai voie, de exemplu, de proiecte de film sau de o piesă de teatru. În momentul în care se întâmplă asta constant, îți dai seama că, uite, îți place teatru sau îți place dansul și îți place muzica. Știi de ce te întrebam asta? Pentru că la un moment dat, azi mă gândeam, poate, oare și-au rostul aceste case de cultură? Poate ele sunt pe cale de dispariție sau, mă rog, aceste clădiri au fost lăsate de izbeliște pentru că oamenii nu au nevoie de ele? Sau, dacă avem nevoie, în ce fel trebuie să fie organizate acestea? Adică, mă întreb și din punctul ăsta de vedere, poate, într-adevăr, nu avem nevoie de ele. Poate le dărâmăm și mai bine facem discobaruri sau saune sau... Cred că deja majoritatea sunt discobaruri, nu trebuie să ne obosim. Ar fi foarte important să ne orientăm spre reorganizarea acestor case de cultură, să le renovăm și mă refer aici la formă, dar și la conținut. Faptul că face reparație la o casă de cultură nu înseamnă automat că publicul va veni acolo, sau nu înseamnă automat că tu oferi și un conținut bun pentru publicul local. De aceea am menționat și conținutul, pentru că este foarte important ce aduci publicului. Aduci și ceea ce îți cere, pentru că mergi direct la sursă și vezi, uite, și-ar dori să vadă nu știu ce interpret și și-ar dori să vadă nu știu ce film, dar în același timp îți asumi și rolul de a-ți educa publicul. Dacă tu știi că o piesă de teatru merită să ajungă în acea localitate, o să faci tot efortul ca să o aduci acolo. Pentru că o casă de cultură, oamenii din acea echipă ar trebui să aibă și acest rol de a-și educa publicul, de a-l învăța să ceară un produs cultural și să-și dorească să interacționeze cu un produs cultural. Am înțeles. Adevărul este că foarte puțin teatru ajunge, adică iese din Chișinău, iar cei care, puțin din colegii mei care merg în sate cu anumite spectacole, spun că joacă în niște condiții dezastroase. Știi ce am vrut să te întreb, Ghenade? În ce măsură felul în care ne poziționăm față de aceste case de cultură reflectă felul în care ne poziționăm față de celelalte lucruri care se întâmplă în jurul nostru în societate? Într-o oricare măsură, casa de cultură poate fi un indicator al stării social și politice din țară, dar totuși ele trebuie privite neutru. Pur și simplu, managementul nostru este foarte ineficient, nu doar în domeniul culturii, este ineficient la fel și în multe alte sectoare. Realitatea dură este că doar 300 și ceva de case de cultură sunt încălzite pe timp de iarnă. Asta tot vorbește despre atitudinea noastră față de ceea ce facem noi și ceea ce fac cei 3.000 de oameni care sunt implicați în administrarea acestor case de cultură, dintre care majoritatea, vreo 50%, sunt doamne, sunt femei care își asumă voluntariat cu un salariu mizerabil să ofere totuși unei comunități
care vrea să o dezvolte prin cultură, să-i ofer niște servicii. Dar astea care sunt încălzite pe timp de iarnă, ce se întâmplă în ele? Se întâmplă aceleași activități care se întâmplau zeci de ani la rând după același management sovietic, centralizat, cu activități care sunt dedicate unor sărbători legate de comunitate sau de raion, pentru că majoritatea dintre ele sunt la balanța administrației publice locale sau raionale și atunci ei dictează, iar cei de la nivel local doar așteaptă o agendă care este prestabilită cu un an, doi, trei înainte, adică practic ea nu se schimbă, sunt aceleași activități pascale sau de 8 martie, foarte puține festivaluri se întâmplă, foarte puține spectacole sau producții regionale ajung ca să călătorească dintr-o casă de cultură în alta, practic totul se limitează la niște activități și niște inițiative care sunt dependente de inițiativa locală. Ori, foarte bine ar fi aici, aș sugera ca inițiativa să vină nu doar de la centru sau de sus în jos, ci de jos în sus, atunci când administrația publică locală în parteneriat cu organizații non-guvernamentale ar putea prelua inițiativa, scaute... Stai un pic, dar momentul în care există atâta sărăcie și atâta beție în jur, oare poate pentru omul de rând să fie cultura o prioritate? De ce nu? Pentru că cultura ar putea fi un instrument care ar putea ridica calitatea vieții. El este un instrument prin care tu poți educa o societate. Ori din perioada sovietică nouă ne-a rămas un cadou când produs cultural era oferit pe gratis. Deci, practic, astăzi este foarte complicat să-l aduci pe cetățean să achite un bilet de un leu, cel puțin simbolic, pentru un spectacol sau pentru un concert. Ori asta ne-a făcut o defavoare, pentru că astăzi este foarte greu să educi un copil sau un adult să le duci să consume da, un produs de calitate. Contraplată. Ori atunci când el nu achită, el nici nu este consumator de ceva de calitate, el este, primește ceea ce are, adică la nivel local. Am înțeles. Nadia, cred că ultima întrebare. Cum crezi că vor arăta casele de cultură peste 10-20 de ani în Moldova? Vor mai exista și dacă da, în ce formă? Cred că vor mai exista, unele dintre ele posibil vor fi renovate. Cred că este... Nu, stai un pic. Te întreb de Republica Moldova. Deci te rog să fii realistă și să ai în vedere în ce țară trăim, cine sunt autoritățile noastre și... Cum ești tu că vor arăta aceste case de cultură peste încă 20 de ani? Tocmai aveam să ajung acolo să zic că sunt peste 1200, așa am auzit, case de cultură. Este absolut imposibil din buget să renoveze aceste case de cultură. Și nu știu dacă ar fi bine să se păstreze în toate zonele, dar nu cred că este posibil. Din ceea ce am citit, proiectul de reorganizare al caselor de cultură va începe cu 6 case de cultură. Este deja foarte bine dacă aceste 6 case de cultură vor ajunge în 10-20 de ani la 20, de exemplu, dar să aibă un program variat și constant pentru publicul de acolo, să se țină cont de public. Și sunt de acord cu ideea că o proiecție de film sau o piesă de teatru, să zicem pentru primele proiecții să fie intrarea liberă, dar după să fie cu intrare, pentru că un produs cultural costă, dar asta este o altă temă și o altă dezbatere. Da, îți promit că în momentul când discutam și acest subiect, o să te invit să-l dezvoltăm. Zi-mi și tu, te rog și tu, Ghenan, da, e foarte scurt, cum crezi că vor arăta peste 200 ani? Majoritatea dintre ele vor dispărea. Din 2014, mecanismul de finanțare a caselor de cultură se va schimba totalmente, deoarece accentul va fi pus pe proiecte și nu doar pe bugetele locale. Adică va fi finanțarea în bază de proiectele care vor veni de jos în sus. Totodată, poziția mea ar fi că ele au viitor atunci când vor fi create parteneriate publice locale, când se va schimba cadrul legal în ceea ce privește legea sponsorizării și a filantropiei, pentru a putea stimula activități atât în colaborare între primărie, administrația publică locală și societatea civilă la nivel local. Astfel putem plasa în anumite case de cultură niște incubatoare pentru producții, coproducții culturale sau niște... Că putem, eu știu, dar cum crezi că vor arăta? Vor mai exista sau mai mult de jumătate dintre ele nu vor exista, din păcate. Vor exista doar acele care vor investi în capital uman și nu doar în protejarea lor fizică. Și vor continua să fie casă de cultură în sensul în care ne-am obișnuit. Nu. Ar trebui să existe într-o totalmente altă paradigmă pentru a-și îndreptăți, hai să spunem așa, existența pentru dezvoltarea comunității prin cultură la nivel local. Am înțeles. Mulțumesc, Ghenadie, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și ție, Nadia, pentru intervenție. Sper să mai vorbim. Doamnelor și domnilor, nu știu cum vă poziționați domniile voastre față de aceste case de cultură. Se pare că sunt importante și se pare că atitudinea noastră față de ele este atitudinea noastră față de noi până la urmă. Urmează Seba Cionei și Media Publică. Rămâneți cu noi!